Constituțional, cea mai rapidă cale constituțională de dizolvare a Parlamentului este demisia Guvernului. Și pentru ca să reușim ca alegerile să aibă loc pe 30 octombrie, demisia Guvernului trebuie să aibă loc până la sfârșitul lunii mai. În acest sens, Partidul Socialiștilor va iniția până la sfârșitul lunii mai o moțiune de cenzură pentru a cere demisia Guvernului Filip, ca fiind cea mai rapidă cale constituțională de asigurare a alegerilor parlamentare anticipate împreună cu alegerile prezidențiale.